Cruciuște. Cine? Sunt Dubă. Cine? Gărdiță. Ai auzit, calule? În Dubă, acolo, și am sărit pe tine și te-a bătut. Am vrut să te bat în rău de tot acolo. Toți frații care erau acolo. Că e așa, sunt buni, calule. Dacă vede un om singur și îl vede la ea acasă și ei sunt 10, și așa sunt buni. Dacă n-are loc să vină și ei, să vadă 2-3, și gata, fuge. Te-a băgat într-o dubă, și a da. Sărit pe tine. Da. Ai scăpat tu de acolo din Dubai, ai venit plin de sânge și am sărit pe tine și ai început și ai strigat la mine. Apoi am ieșit și eu afară, a venit și Diego și mi-a dat cu pumnul direct în față. Așa, să moară copiii tăi, ți-a luat ceasul, ia stai, ți-a luat ceasul să moară copiii tăi, ți-a luat ceasul și banii din cu japcă. Banii sunt toți la ei, nu cum zice ei că le-am dat eu la nu știu cine și alea. Și banii și ceasul și mașina ta, tot era la ei. Și apoi m-au obligat să mă duc la poliție să dau declarație asupra ta că eu te-am bătut de gelozie. Hei, ai auzit, calule? Ai auzit? Avem 12.000 de oameni aici, ai auzit? Păi da, dar îți dai seama că acum o să cheme... Acum o să cheme dicotul ca martoră pe lambada acum. O să fiu oriunde, o să merg oriunde. Așa, te-a ținut în casă să nu mai ieși din casă? Da, m-a ținut în casă, nu m-a lăsat să mai plec cu fata mea. Bă, frate, eu dacă îi dau de jurat pe copiii ei, sunt copiii mei. Tu ca să ții cont, calule, că copiii aia care dai eu de jurat sunt copiii mei, frate meu. Normal. Da? Care eu mă jur odată la 2 ani, eu nu pronunț pe copiii mei, nu mă jur niciodată eu. Dar mă jur în cazul ăsta, pentru că sunt 13.000 de oameni aici. Lasă-o să mai povestească, că mai vrea să zică ceva. Dar se aude bine? Da. Zi. Dacă stai așa, apoi am rămas eu acolo, m-au obligat să mă duc la poliție să pun asupra ta. Că eu te-am lovit, că eu te-am bătut din gelozie să le scap pe ei, gen să nu ia ei în considerație că te-am bătut eu pe tine. Așa au zis ei. Apoi m-au ținut în casă, nu aveam voie să mă duc absolut nimic. Eram cu fata mea, era mică. M-au ținut acolo în casă, nu m-a lăsat de niciun fel să ies. Le-am prins, le-am lăsat, am zis că fac ca ei. Cât de cât. Numai să iau gura după ei, că era prea cu gura pe mine. Au sărit. Am fost la Rin. Uite, era și tata, mama, toți. A sărit Gărdiță la mine, a vrut să pună cuțitul în mine. Nu vă jur să moară toată familia mea, să moară copiii mei. Dacă vă mint cu ceva. Auziți, bă, s-a jurat pe copiii. S-a jurat pe copiii. Așa a zis frații tăi, că dacă îți dau de jurat pe copiii tăi, o să-ți pui adevărul. Ce cerea banii într-una de la noi, cerea banii, ne-a amenințat. Câți bani a luat de la tine? 20.000 de euro și ceas. Ai auzit, da? Gata. Mașina, să moară copiii tăi, mi-a dat vreun ban pe mașină, a fost adevărat cu fiscalul, ce a zis ei că mi-a trimis să le dau fiscalul, mi-a dat vreun ban? Nu e adevărat cu absolut nimic, nu e adevărat. Au înscris mașina cu acte false să moară copiii tăi dacă nu spui în față la toată lumea. Pe mine acum, ieri, aseară, la ora vreo 10, a intrat pe Instagram și m-a sunat pe mine Diego. Bun, am înscris mașina cu japca, că ți-am dat, cu japca, auzi, au înscris mașina cu acte false. Apoi le-am lăsat eu ce le-am lăsat, am făcut comandă la taxiul și am fugit de nebun, am fugit din casul de la ei. Deci spune când a fugit de atunci, cu fata, pe drumuri. Ai auzit, calule, da? Am auzit, frate, uite, vrea și Diego să intre cu băiatul ăla. Păi, să intre. Să intre. Ia să intre și Uite, bă, jurămintele lui sorta care s-a jurat. Unde le mai pitești? Ne jurăm fals? Alo. Salut, calule. Jurămintele lui sorta, ne jurăm fals? Băi, nu știu, mă jur. Din partea ăla, să moară copiii mei, ce-am mai dat pe numele ăsta. De când eram fata și de când ești tu fraier, de-am curat niciun 20.000 de euro, de-am luat niciun ceas și nici de-am dat nicio palme de când mata te-a făcut. Cine? Tu, Diego? În al doilea rând, aia n-are ce să vorbească, pentru că în primul rând nu dă 2 lei pe copiii ei. Păi nu i-a luat tu, Diego, a luat două familii. Păi bă, dacă vorbești tu, vorbește numai tu și gata. Hai să luat ce mai? Vorbești tu, fractu a luat banii și ceasul și a vândut ceasul la bă, acolo. Bă, se jură, frate, măi, sau că mă jur bani. Eu, e aceeași treabă la noi. Mă jur că a luat zâmblămâni. Să se jure și el acum pe copiii lui, ce are mai drag, dacă nu, dacă are curaj la ora asta să meargă la biserică, să se jură că nu i-a pus fratele meu pula în gură și de-aia are el toată dușmânia asta pe el mei, și de-aia vrea să ne lege pe el fiecare parte.
Să moară copiii mei, dar fost adevărat. Vrei să fii totul? Adevărat, vrei, ce spui tu vrei și cum să fie adevărat mâna de steagul negru la poartă? Ascultă-mă încă, capule, vrei bomba României? Nu trebuie să mă mai jur de 50 de ori, că a văzut lumea că m-am jurat pe copiii mei, dacă există capule, niciodată bomba României, niciodată dacă s-a întâmplat așa ceva. Ai înțeles? Cum ați luat voi de la ea, de la roșior, de vată, nu mai bufeți. Dacă ea a fost în stare să se jure pe copiii ei pe tema asta, te rog eu frumos, spune înapoi aici să se jure pe copiii ei că de când de țan că ăsta n-a bătut tot de a făcut avort și a omorât un copil nevinovat. Să se jure ea personal pe copiii ei. Băi, ilegal, băi, pisatule, avort ilegal. Să se jură personal pe copiii, pe copiii ei, fără nicio măgărie, că de când de el n-a bătut, a lăsat un baltă de sânge, că eu am dovadă clară. Băi, știi care treaba? Avortul este legal. Mie nu vrei să copii ai, nu vrei să nu ai, nu ai. Înseamnă că ești vinovat, frate meu. Tu dacă nu faci această treabă, înseamnă că ești vinovat. Pune să se jure cu rău de tot pe copiii ei. Ăsta, Aurica, Aurica ăsta, Julien, a ieșit de aici. Tu nu aseri razna, știe toată lumea. Știe toată lumea că tu erai un sticlar. Tu băgai cocaină din sticlă. Băi, fractul se drogează pe lumea. Eu personal, să știe și Dicotul, să știe toată lumea și toți care vrea confirmări, am fost testat. Eu am fost testat de poliție și am ieșit negativ de două ori. De față cu Anais trăgea din sticlă. De nu, am fost testat de poliție, chiar acum recent de 2-3 luni și acum nu știu câte luni am ieșit negativ. Te rog eu frumos să terminăm. Ai văzut pe live asta? Să moară copiii tăi dacă nu spui acum tu. Pune și acum tăi. Să se jură. Ți-a luat ceasul și banii și s-a dus și acum de ceasul. Pe lumea asta bărbatul ei, că tu n-ai lăsat o poză aia care este pe la televizor, că n-ai lăsat un bază de sânge și că n-ai... Diego, ascultă-o pe mine. Pune-o pe lampada să se jure, vei să-ți trăiască familia ta. Ascultă-o să moară copiii tăi. Este adevărat din ce a zis fractul Gărdi că tu ai sărit la mine și nu te-a dus la poliție. Lampada să-ți moară copiii, să-ți găsești copiii într-o să nu ai parte de ei toată viața ta, dar nu zici adevărul acum pe live. Să n-ai parte tu de familia ta, că tu n-ai copii, băi, orfanule, dacă mai dai cu... Tu nu stai, nu mai dai cu de jura că tu n-ai. Niciun cadou la copiii tăi, dă-mi te jur acum, dacă el te-a bătut și te-a lăsat dai în locul ăla. Dai Diego să vedem ce zice Lambada, dai Diego să prezi microfonul. Băi, oricine se mai bate, păi vezi, oricine se mai bate așa de a avortat un copil, ce ai furtat, băi, măiule, tu n-ai cum să vorbești de copii în viața ta, ești un aurolac. Băi, ce treabă are ceasul și tâlhăria? Pe la cântări. Ai auzit, tu n-ai cum să vorbești de copiii ăia, noi am crescut. Ce treabă are ceasul și tâlhăria? Băi, la cântări. Eu dovedesc, am filmări, am astea, mă duceam la mall-uri cu ea, tu erai plecat cu Mădălina Miu. Era cu fiita în spital, avea temperatură 30 și tu erai pe la Mădălina Miu. Băi, dă-mi cum că trebuie să plec. Da. Să ascultăm pe Lambada, frate. Sau tu a treia seara, a venit poliția acolo să ia camerele, că ia camerele și au șters camerele de acolo și n-au găsit poliția nicio cameră, nimic. Ce era filmat acolo și a venit poliția. Când a sărit pe mine ei toți, nu? Considerație, absolut nimic, mă rugam de ei să mă ia la secție, să fug de ei și polițistul n-a vrut să mă ia de acolo. Eu eram cu fata mea în brațe și mă rugam de el, te rog eu frumos, luați-mă de aici, scăpați-mă de aici, că vreau să mă duc să dau și o declarație. Bine. Am mișcat să vreau să dau o declarație, să fug de acolo. Și bine, el s-a intrat, Diego, și s-a jurat că nu ți-a luat el banii și ceasul. Eu n-am zis că a luat el ceasul. A luat Gărdiță și cu fractul ăla altul cu Dumitru Marius. N-am înțeles. Diego s-a jurat că nu ți-a luat el ceasul. Ok, dar cine ți-a luat ceasul? L-a luat Gărdiță și cu Dumitru Marius? Să moră familia ta, Gărdiță, de nu zici. Da. A? Da, Gărdiță mi-a luat. Ei, el s-a jurat că nu l-a luat el, corect, s-a jurat frumos ăsta, buză de iepure. Corect, da, într-adevăr, corect. Da? Dar el doar a scos cuțitul, atât. Ei, da, fraxul Gărdiță, Zlatea, Julien sau Orică Julien, uite, aici care vorbește ea, că de la ea a luat ceasul și banii, că știau că sunt ai mei, a luat și s-a dus pe domnul. Mă, frate, să se jure și Lambada, frumos, că nu a bătut ăsta ca să audă Dicotul. Că nu e, eu nu cred că e corect să-ți bași păi cu să-ți bași asta, să omori. Ai să declarație împotriva mea că te-am bătut, ia spune aici. Bă, copiii, trebuie să nu-ți mai apuci copiii de până de Crăciun. Să nu mai apuci copiii de... Domnul, te jur fără nicio jmecherie că nu te-a lăsat el în balta aia de sânge la tine în casă. Ai vreo, stai puțin, ai vreo plângere, ia spune tu la lupuz ăsta de iepure. Ai vreo plângere împotriva mea că te-am bătut? Frate, ai vreo ceva împotrivă? Nu, 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 frate, jură-te pe copii. Ceva împotrivă, să ai vreo plângere de copii împotriva mea. Băi, dă-i de jurat pe copii. Și care-i treaba, mă, dacă cine se mai bate? Care-i treaba ta? Lambado, sunt bădiță, să-ți moară cu... Dacă distribuire la live-ul ăsta să ajungă la Dicot, toată lumea distribuie live-ul ăsta. Să
ăsta care l-a cumpărat de la voi să vă moară copii și tot ce aveți voi mai scump. Vă nu spuneți adevărul, v-am plătit apartamentul ăla sau nu v-am plătit? Auzi? Să moară copiii tăi, mi-ați luat ceasul și ați mers cu el pe Dorovan, ți-a luat fratul, s-a dus cu el pe Dorovan. Te auzi de două ori, Diego, mai urcă o dată, frate, la să fratele meu, eu trebuie să mă duc să cânt. Am făcut asta, a intrat ea, eu au vrut să intre ea, a intrat ea, ca să dovedesc la toată lumea. Ai înțeles ce s-a jurat? Și dacă vrea Lambada, cât ești tu la cântare, să vină să ne spună, nu-i problemă, poate să nu, fratele meu, că nu face acum, nu trebuie să stăm de asta, pentru că se ocupă cine trebuie să ocupe, nu vreau să deschid prea mult subiectul. Pas, s-a vorbit tot ce e de vorbit. Crede-mă ce spun, că am demonstrat că oamenii ăștia se jură și fals și când trebuie să se jure pe față că n-are cum să o mai dea, nu mai se jură. Ai văzut că au ieșit. Fraxul a ieșit. A luat ceasul, l-a vândut, s-a jurat și ea că a luat de la ea cu japca. Ce au zis că am fost la ea acasă acolo, că m-a certat cu ea acasă. Ascunzi-mă de fata aia că te-am pupat și am lăsat și mai vorbim. Dacă i-am luat vreun ceas lui Țancă Uraganu, dacă i-am luat vreun ban lui Țancă Uraganu, de când mă s-a l-a făcut? Și nici nu l-am badat ce zice el acolo. Și ai mai zis de apartament. Să-ți moară copiii de la bădă, de noi intri pe live și de noi spune adevărul dacă apartamentul ăla a fost plătit sau nu a fost plătit. Și să-mi jură pe copiii ei dacă eu am dat trimis-o acasă să meargă la mine acasă, să ia banii pentru mașina, la bădă să ducă să ia cheia de unde i-am zis. În fine, mă frate meu, stai așa, mă frate meu. Văd că au ieșit oamenii. Dați distribuire să vorbească Diego, să vă spun adevărul. Toată lumea distribuie live-ul ăsta. Nu-i cum suntem mafioți. Bă, frate meu, ascultați aici la mine. Toată România, poate avem cu metri, avem astea, ne știe. Nu ne plac cu metri, scandalurile, belele nu ne place. Noi avem familie frumoase, suntem de 25 de ani pe țările astea străine. N-am făcut absolut nimic, am stat cu minți. Până ca și cum suntem astăzi. Noi nu vrem, frate, belele, nu vrem cu absolut nimic, dar vedem că ăsta, cumnatul nostru, fostul cumnatul ăsta al nostru, tot se ține de capul nostru și vrea să ne leagă pe nedrept cu frate meu. Poliția, există poliție, există orice. Dacă noi suntem greșiți, frate, să vină, frate, să ne bată la ușă și să ne zică, băi, ce, tată, uite, asta, tată, avem reclamația asta. Diego, stați să vă întreb și eu ceva, Oameni frumoși, chat-ul, dați o distribuire, suntem 14.000 de persoane, dați o distribuire în forță să aflăm adevărul. El a spus la România TV că voi i-ați pus pistolul la cap și că îi cereți taxă de protecție, adevărat? Cu metre, să moară familia mea niciodată în viața noastră dacă am făcut chestia asta lui Țancă sau lui taică sau lui neamul ăsta lui, niciodată în viața noastră. Am înțeles. Nu facem, nu ne stă nou în caracter cum trebuie să facem chestiile astea. La bada s-a jurat pe copiii ei că frate tu i-a luat ceasul și 20.000 de cu metri, ascultă-mă. Tot ce s-a pornit asta s-a pornit de la banda. La banda personal, că uite, ea a pus râca asta, ea a făcut ce este și în ziua de azi din cauza ei. Dacă ea vrea pe bărbatul să aibă pulă lângă ea, nu trebuie să vină să ne zică nouă ce face bărbatul. Fiecare, toată lumea este vagabond cu metre. Toți mergem, mai avem cu o gagicuță. Dar familia e familie, trăiască familia ta cu metre. Poate și tu la rândul tău. Ai zis mai devreme că îmi dai o bombă să arunc România în aer. Cu metre aia nu, când aia mai... Când o să mai vorbim, nu e problemă, o să vă arăt. Chiar pot să mă duc și la România TV și să intru în direct acolo, să vadă toată lumea, că eu dau dovezi. Eu dau dovezi, frățiorul meu, ce spun, eu spun adevărul, că n-are rost să mint. Noi de când suntem, n-am legat lumea, cum face Țancă, cum am mai legat... Omul a recunoscut, domne, care m-a deranjat, care mi-a băgat familia în problemă, i-am băgat la pușcărie. Păi asta e cu metri, că s-a deranjat din cauza lui Lambada. Ai înțeles că Lambada a venit la noi și ne-a spus, băi, ce, uite ce face ăsta. Uite, s-a însurat. Uite, i-am acceptat asta. Taică-s-o și măsa lui Țancă, o jignește în ultimul hal. E adevărat că ai un video cu cucu în gură? Cu metri este. Este adevărat, să știi, de la mine. Acum am primit o informație că tu deții cu frații tăi
un video cu cucu în gură, dar nu se poate da la România TV. Da, cum este adevărat, trăiască familia ta, este adevărat. La Calul TV se poate da, dar dacă ați băgat cucu în gură cu japca, vedeți că nu, cumete, nu e cu japca, trăiască familia ta, e de plăcere. Chiar ieri s-a oferit ca să plătească, să-și facă plăcerea omul. Cum a spus și fratisul, Miraj, că s-a certat cu el. Carule, când s-a certat cu el, Tancă s-a certat cu Miraj și Miraj a confirmat că Tancă e un bulangiu. Uite, e Miraj aici, e Miraj aici. Ascultă-mă că vă spun eu cine l-a mai făcut pe Tancă în cur. L-a făcut Aida, care a amestit ăla de la Rin. Știe el, are videoclip cu el care l-a făcut în cur. Vezi că e aici, Miraj, uite, vorbește cu Miraj. Carule, Miraje, să mor tu de nu zici cum ai făcut un live. Vezi că nu-mi place ce vorbești, calule, tu. Vorbești prost. Ascultă-mă. Băi, nu, la meniți pe calul. Băi, nebunule, cine ești? Tu mare mă fiu, mai ieși tu și pe ăsta la meniți. Băi, nebunule, bă, cine a menit tu? Tu nu vezi că nu știe să lege două cuvinte, sclavii ăștia? Da, ascultă puțin. Dai că i-am pus microfonul pe mânt. Ascultă. N-am dat nume, am zis. E adevărat că ai un video cu cucu în gură? Așa am zis. Și ce, să spune să-și bage doliu la poartă, să-și bage doliu la poartă pe taxul, pe băsa, pe familia lor, că aia băga lui țară pe pula în gură. Spune așa vorba asta. Am hai, dă-le, dă-le, că e țigan, să vedem să jură fals, că e și români. E jumate român, jumate țigani. Dă microfonul, frate. Dă drumul la microfon și jură-te pe familia ta că e băgat cu cu în gură. Auzi ce mi-a. Hai să-l jure cu, numai cu aur în gură să-l jure acum și nu mai zic nimic toată viața mea. Hai să-l jure. Bă, frate. Tu știi că fratul e bulangiu, că tu ai declarat pe live că anul trecut că e bulangiu și că s-a făcut în cur și că mi-a făcut pula. Tu personal spui și tu asta. E de plăcere, ca să înțelegi, calule, e de plăcere, frate, băi, nu l-a purtat nimeni. Băi, eu trebuie așa ceva și tu vrei să faci. Jură-te, zi să bagi doliu pe tine și pe frații tăi că ai făcut așa și nu mai am nimic cu tine. Da, și nu mai zic nimic. Da, să micuța mea să bag doliu pe mine personal, de nu i-am băgat lui fratul pula în gură. Nu știu dacă a intrat în gură, ca să te mint. Nu știu sigur dacă e tot a intrat în gură. Să moară, să moară și toată ai familia mea și cu pinbei, tot ce spui de numiți în toate punctele de vedere. Dacă dar fii atent ce spune ție, că te duce la pustiu, eu să-ți facă ea rozeta în cur, dar atât. Să jură-te tu pe copiii tăi că tu nu l-ai declarat pe fratii tău bulangiu și că se fute în cur și că suge pulă. Jură-te! Păi cine, bă, cine nu se ceartă cu băiatul? Bă, eu te întreb, bă, jură-te, păi dacă tu l-ai scos nebunule și știi tot adevărul că e bulangiu să fute în cur. Băi, eu făcut live atunci, că ne-am certat. Bă, nebunule, păi știi adevărul, tu știi ceva. Îi place. Ascultă-mă, l-am mai făcut. Ascultă-mă, dar asta e și lambada geloasă, l-am mai făcut și Aida. Aida e un transvestit de ăsta care are pulă, dar e făcut femeie. Are videoclip femeia, Aida, aia de la Rin. Să nebunesc, nu cred că te-ai dat, că nu ți-l-a părăsit. Mai are una de la Constanța tot așa cu el, omul se fute în cur, vrei să te mint? De ce mai amenința mă seară că îmi dai cuțit în gât? Nebunul. Ce te-a amenințat? Tu pe live. Avem filmare cu tine cum ameniți când dai cuțit în gât tu mie. Ești lăutar sau smart boy? Băi nebunule, eu ți-am spus că te duce la pușcărie că-ți bagă aia bilele în cur. Băi nebunule, ai declarat pe live? Când dai tu cuțite mie în gând, nebunule. Să moară familia mea dacă am zis decât că spune aia binele. Nu te mai jură cu tine, bag live. Ia auzi, auzi. Nu te dreapă de fraier. Nu fii prost. Ești prost. Băi, eu sunt cuțitar sau slăutar? Ești prost? Bagă când zice de cuțit. Stai mă că-ți bag live-ul, fraier, să te scot mincinoși pe tine. Că sunteți doi impuls, doi proști. Amul doi frații. Băi! Orice îi face nu era barosan, voi era buinier, vrei să te mint, zău de rumbu. Bine, asta e. Adelul de la distanță, vrei să te mint. Ce să vă mai zic, vă așteaptă un drum lung. Hai băi, vă pup. Calule! Da, frate, te auzi. Calule! Oprește un pic pământ acolo, te rog. Auzi, calule! Auzi, calule! Pe ce de haia tu te verăm la familie? O, aș supra pentru că mă duc, hai te băcă să la miniță. Băi! Eu nu că de frate. Bă, ascultă-mă, eu accept. Dacă vrei să-mi dai briceage, accept. Când vrei tu. Bă, tu ești om de briceage, du-te, dracu, de fraier. Bă, ascultă-mă, calule. Da, frate. Păi tu ce ești, mă, că ai 1,5 meters? Eu dă-n am pula mai mare ca tine, nebunul. Băi, ascultă-mă, frate, să mor de chiar din pula mea. Tu n-ai văzut ce picior ai cu picior, să-și chiști anticapat, să moară familia mea, picior atât ai. La cumnatul nostru, fostul nostru. Te-ai uitat la gamba aia, mică, ce picior ai, chiști anticapat. Familia mea nu s-a întors atâta de la țigani. Auzi, mă, că te-ai bătut țiganii, că a fost ăștia, frate. Miraj, ai uitat când eram la tancă în casă și te-ai dus tu până la colț, nu știu, erai, bea ce dracu erai tu. Și ai venit înapoi bă, cu ochiul flaț? Bă, că mi-ai pula de minge Artex. Tu vorbești, zima, bă, cu buzaia urâtă, de urât, cu dracu ce ești, mă,
Da, aș trec să mă arăt familia. Ți-ai plăcut cinele, nebunule? Bă, nu suntem niște fraie, niște agramați, niște iguți. Mi-am pus 5 bile, băi, Miraje. Miraje, mi-am pus 5 bile. Dacă vrei să le încerci, nu e problemă cu metru. Bine, nu poate să facă mămicină. Dar de plăcere îți dau, să mor. Dar plăcere dă-mi dau ție piticule. Hai să închim subiectul ăsta, frate. Cine vrea să mai intre, să intre, noi nu mai intrăm. Noi am terminat, am discutat ce avem avut de discutat. Am terminat. Da? Hai, mă închide. Hai, mă închide. Miraj, vezi că te auzi de două ori, dă drumul la microfon, că te auzi de două ori. Te-a sunat telefonul. Vezi că i-ai închis microfonul, Miraj, dă drumul la microfon. Gata. Stai un pic. Hai că pe la mâine. Salule, ascultă. Stai un pic, stai un pic. Hai că pe la mâine. Băi, salule, spune-le și tu la aia când i-a luat cu cearșaful, când i-a luat cu cearșaful din casă. Salule, spune-le și tu la aia când i-a luat cu cearșaful. Te auzi de două ori, te auzi de două ori, coboară și urcă să ne spui povestea cu cearșaful. Urcă încă o dată, mai urcă o dată. Vino să ne spui povestea cu cearșaful, să moară familia mea dacă nu e belită toată aici. Bă, să moară familia mea. Așa, așa ceva, mă? L-a luat cu cearceaful ăla, cu cucul ăla, cu pendula. Să moară familia mea, dacă nu-i grav subiectul ăsta. Păi acum, zic. Mă auzi, mă, acum se aude? Te auzi perfect acum. Bă, pe ăsta, pe sârmiță ăsta, cum îl cheamă? Grăbiță ăsta, cum dracu îl cheamă? Bă, ia treabă-l să-ți moară cel mai scump calul de lui, întreba, cum e cu cearșaful când l-a luat în comă din Anglia, din casă, când l-a luat în comă, când a mâncat mai cuțite și s-a jurat cu ăla, nu mai dați mâncava și pula voastră, vă suc pula la toți, dar nu mai dați în mine. Ia treabă-l, întreabă-l pe el personal și pune-l să se înjure, să intre cu mașina într-un stâlp și noi să-i cântăm la cap, la inimă mai ars. Dacă nu-i spui direct, cum e... Cum l-a luat aia cu cearșaful sau un sac, nu știu, Jack, sau un sac, nu știu cum l-a filat. Cu cearșaful păi plin de sânge. Păi să urce tot aici, că te aude, să spună cum e treaba cu cearșaful. Să moară familia mea, de vreau să mai trăiesc dacă eram în locul lui. Ești de bun la cap. Bă, da, l-am bat. Să moară familia mea, de nu la spurcară, la pijat, la nenorocit. Lambada s-a jurat pe copii să moară familia mea. Că dacă sora lui... Ascultă-mă, dacă sora lui, mâncați-le sufletelul tău, dacă sora lui Lambada, a spus despre el, că dacă, până la urmă, urmei, oricine își iubește frații, nu? Dar ăștia nu sunt care să ții la ei. Bă, asta frate, mie mi s-a părut dubios rău de tot ca soră să-ți bagi frații la părinie. Băi, Lambada, dacă știa că frații au alt caracter, nu intra niciodată pe live să facă, dar știe ce caractere au infecte. Sunt niște inziniți, niște inculți, din cap până picioare, nu știi să lege două vorbe. Ai înțeles? Asta e toată problema, jegoșii ăștia care s-a mutat la București pe acolo, pe la noi, că tot neamurile astea ale noastre trebuie să spun ceva. Vrei să spun ceva? Nici o soră nu-și bagă frații la pușcărie pe minciuni. Da, s-a săturat de ei, frățiorul meu. Ai văzut că ai băi auzit-o cu gura ta ce a zis? Ai înțeles? Ce să vă zic, oameni buni, să vă dea Dumnezeu fericire? Băi, Gărdiță, mâncați aici pătura aia care te-a luat aia în comă, plină de ciclu. Cred că ți-a venit ciclu când te-a tăiat aia. Ai înțeles? Și el intră aici, ce să facă? Hău, mai intră și aia. Ăștia știi, dascăli. Ai înțeles? Dascăli. Mai intern să vorbești. Ia telefonul de la altul. Da, mă, îmi zice cineva că Țanca are dreptate, că a asistat la discuție, că voi aveți dreptate, auzi? Păi avem fratele meu dreptate. Băi, noi avem un caracter în lumea asta. Băi, și eu m-am certat cu blascul, dar m-am păcat. Dar știi care? Ăștia nu sunt oameni de aia. Ăștia nu știu ce nație. Ăștia e poloponeji, nu știu ce, virnameji, maidanești, nu știu ce dracu ăștia. Ai înțeles? Nu știu ce nație sunt ăștia. Da, mi se pare că sunt români de aia, fiați. Prie, bă, frate, aici, dacă are dreptate Diego cu frații lui, că eu îți văd mesajele, nu-ți spun nume, nu-ți spun număr de telefon. Mi-a părut cu Diego ăla, de ce nu-i dai camera? Spune să-ți dea camera să vezi ce buze are.
E zăboară familia mea, e tunel buza. A dat oamenii camera, s-au arătat. Ăla Diego ăla cu buza aia de iepure. Să vină aici datorii, cel mai bine să vină aici datorii. Să-ți dau un morcov în gură, că e mare viața mea la mine. E greu să mă ierte lumea asta de aici. Am un morcov, WhatsApp, dac. Băi, să vină aici datorii, cel mai bine să vină aici datorii și rezolvăm problema să moară familia lui aici, copiii lui Costeluș de la Clejean. Dacă așa, băi, să, Galule, să nu uiți de cearșaf. Hai, te pup, întreabă-l de cearșaf și dă-i de jurat. Da, frate, dacă mai vine, îl întreb să mor eu. Dacă hai, să vadă de treaba lor, că să moară familia mea, care și-a toată viața lor. Vie vecii vecilor. Aici s-a fundat tot. Să nu mai se mute ca niște vagabonte din cram în cram. Hai, vă pup. Și îmi cer mii de scuze de la toată lumea. Vă pupăm pe toți. Mai interveniți, că mi-a venit acum o bombă pe final, să vedeți. Mai interveniți în discuție, dacă e toată întreabă lumea. Întreabă-l de cearceaful ăla, dar să-l întrebi. Cum l-ai întrebat cu întreabă-l și de 20. Da, frate, dacă urcă omul sus, îl întreb, să moară familia mea. Dacă dar vezi că nu mai urcă. Vezi că nu mai urcă, îți garantez eu. Vreau și eu o distribuire, că am primit acum niște video. O să le arăt aici și pe Telegram. Pune, nu vorbește unul, asta mă enervează. Vorbește toți frații, unul peste altul, unul peste altul. Zici că îți dați căldeia, popii, de aia de la țară. Ai înțeles? Nu să vorbească, nu să găsește niciunul cât de icul sunt ei. Hai, Carlule, te pup, că nu mai stau. Te pup, bă, te pup, să-ți trăiască familia tot ce iubești. Să fii sănătos. Bă, fraților, fiți atenți, apăsați aici 3 secunde pe ecran, sunteți 11.000 de persoane. 3 secunde apăsați pe ecran, deschide un ecran secundar, trimite, rupeți gazeta, să vedeți ce video mi-a venit. Să moară familia mea, trebuie să aflăm care-i treaba cu Cucu și cu Cearceafu. Să moară familia mea, dar nu trebuie să aflăm neapărat acum ce video mi-a venit, să vedem ori Cucu, ori Cearceafu. Toată lumea, rupeți distribuția, să moară familia mea, dacă nu... Bă, unii spune că are țancă pe bune dreptate, că sunt dosarele la DICOT și probele și are probe pe bune. S-a jurat și lambada pe copiii, ați auzit? Uite, toată lumea îmi spune că și cearșaful e adevărat și Cucu în gură e adevărat. Acum, nu știu, frate, nu-mi dați bă de joc, că nu mă joc, sunteți de bun la cap, eu nu sunt jucător, eu sunt jurnalist de acțiune, eu sunt pe teren, voi nu vedeți că vreau să aflu adevărul aici? Ce nu face România TV? Nu. Numai eu fac. Nu vedeți că România TV nu poate să facă? Nu poate să facă România TV. N-aveți cum să facă România TV. Să intre fratele meu Alin Pacino, să vedem ce are și el de spus. Băi, eu, părerea mea că este adevărat totul, ceasul a fost luat, dar era nașpa.